Un bărbat de 40 de ani a fost salvat de pompierii zeloani dintre fiarele contorsionate ale mașinii pe care o conducea după ce s-a răsturnat. Pacientul de 40 de ani din Cluj-Napoca a ajuns la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean de Urgență Zalău la ora 6:55, prezentând un traumatism craniocerebral minor, contuzie forte, umăr stâng, contuzii cu escuriații la nivelul ambilor genunchi, contuzie hemitorace stâng rezultate în urma unui accident rutier. Conform celor declarate de Codruța Pușcaș, purtătorul de cuvânt al spitalului, pacientul a fost tratat la unitatea de primire a urgențelor, nefiind necesară spitalizarea lui. Detașamentul de pompieri Zalău din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj a fost solicitat să intervină azi dimineață, în jurul orelor 5, cu un echipaj pentru descarcerare la un accident de circulație petrecut pe raza localității Sânt Mihaiu al Mașului. În urma accidentului, șoferul, în vârstă de 40 de ani, a rămas încarcerat în autovehiculul răsturnat lângă partea carosabilă. Pompierii militari au scos victima și au predat-o echipajului SMURD. Asta e o copă bancheta în spate, posibil că mai trebuie să fie scusă pe aici. Da, dar ce nu? Thank you.